Mâncarea e fudulie, băutura e temelie. Așa văd românii noaptea dintre ani, cel puțin dacă ne luăm după ce au pus în coșul de cumpărături. Au luat pește și multă băutură. Se respecte tradiția, spun ei, iar anul viitor să alunece printre toate greutățile. Ei au luat vin, alții însă își doresc altceva. Ce puneți pe masă noaptea de Revelion? Nu stai niciodată. E bun. Da, da, mai ales. Avem un vin, o bere, să fie de toate, da. O șampanie, un suc, o bere. Altă vârstă, alte gusturi. Mai luăm? Ia. Nu știu, stai nedeschisă, mai trebuie să luăm. Ia. Auzi, dar de ce nu luăm noi cu boxul? Cu toții fac revelionul împreună, așa că împreună au mers și la cumpărături. Suc, energizante, în curând o să vină și băutura. Am ce? Whisky, vodka, bere, de toate. Deci avem de toate. Vin, vodka, cam tot ce se poate. De mâncare însă nu prea se interesează multă lume. Mai multă lămâie ne-ar trebui. Tot timpul grătarul din asta e foarte mult după mahmureală. Iar mahmureală va fi, că doar noaptea e lungă, iar paharele se ciocnesc de multe ori, iar ca să aibă ce să toarne în pahare și cheltuiesc. 3 milioane de căciulă, 4, în funcție cum se necesită. Dacă la băutură nu se zgârcesc, la mâncare au alte preferințe. Cu toții își doresc o masă mai ușoară la Revelion. Mai mult fructe, legume, carne mai puțină. Niște castraveți, roșii, cașcaval, ce e specific pentru un aperitiv. Deja pește, friptură, pește în primul rând, fructe. Pește, da, mai mult. Carne ușoară, pasăre, pește, brânzeturi. Mai mult legume, fructe, pulpa de curcan. Oamenii spun că pe masa de Revelion vor avea pește și curcan pentru tradiție. La fel, nu vor lipsi cele 12 boabe de struguri. Se laudă că au devenit